Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Dorim, prin această intervenție, să oferim o serie de detalii legate de perchezițiile care au avut loc ieri. Deci vorbim despre urmărirea penală care a fost pornită pe cauza penală începută în luna februarie a acestui an de către organul de urmărire penală a Centrului Național Anticorupției, conform elementelor constitutive ale componentei de infracțiune prevăzute la articolul 327 alineatul 2 litera B cu indicele 1 și articolul 332 cu indicele 2 alineatul 2 litera A din Codul Penal, pe faptul abuzului de serviciu și de lapidarea mijloacelor din fondurile externe. Ce investigațiile au fost inițiate în temeia actelor de constatare acumulate de către reprezentanții organului de constatare al CNA și Inspectoratului Național de Investigație al Ministerului Afacerilor Interne în privința centrului de plasament temporar pentru refugiați din strada Studenților 7/5 a municipiului Chișinău. S-a stabilit că centrul de plasament este finanțat din contul alocațiilor bugetare, precum și din alte surse de finanțare. Am stabilit că susținerea financiară a venit din partea organizațiilor neguvernamentale internaționale în număr de 8, iar activitatea acesteia a fost administrată de către o structură teritorială de asistență socială în coordonare cu administrația publică locală. În urma examinării mijloacelor materiale de probă, obținute de către organul de constatare, au apărut bănuiele rezonabile că de la crearea centrului, personalul desemnat pentru activitatea acesteia de comun acord cu funcționari publici din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială Consiliului Municipal Chișinău au inclus eronat informația privind distribuirea ajutoarelor pe bază de semnături false a bunurilor alimentare și nealimentare necesare pentru traiul refugiaților, exercitând în acest sens acțiuni care de fapt urmăreau interese materiale și în consecință dilapidând bunuri achiziționate din fonduri externe și ajutoare umanitare. Aceste acțiuni au cauzat daune în proporții considerabile drepturilor și intereselor cuprinse de lege ale persoanelor fizice și juridice. Proporțiile prejudiciului urmează să fie stabilit pe măsură ce va fi finalizată inventarierea bunurilor ridicate în cadrul acțiunilor de urmărire penală. Și astăzi continuă acțiunile de percheziție la centru de plasament de pe strada Studenților 7/5, cu ulterioara contrapunere a acestor date cu actele oficiale. În acest sens, pentru ca să avem o examinare completă și obiectivă a circumstanțelor acestei cauze, au fost antrenați și specialiști în domeniul financiar contabil, respectiv este un volum destul de mare de lucru care stă în fața acum în fața colegilor din cadrul CNA. Pentru administrarea probelor necesare cu privire la existența infracțiunii au fost autorizate măsuri speciale de investigații. În rezultatul acestora au fost stabilit că personalul desemnat pentru activitatea centrului, aflându-se la locul de serviciu, sistematic au comis infracțiuni manifestate prin dilapidarea produselor alimentare și nealimentare în proporții considerabile, care au fost procurate din fonduri externe destinate pentru refugiați. Deci, respectiv, la data de 4 mai, ofițerii CNA au efectuat 24 de percheziții la domiciliile persoanelor vizate, a membrilor familiilor și adresele unde au fost stabilite ca fiind depozitate mărfurile destinate refugiaților. În privința administratorului centrului de plasament temporar pentru refugiați, care este concomitent și angajat al Direcției Generale Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău, inclusiv șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, aceste două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. În privința celorlalte persoane, urmează să fie emisă ordonanță de recunoaștere în calitate de bănuit, cu audierea acestora pe calitate respectivă. Deci, în rezultatul acțiunilor
preliminare întreprinse pe data de 4 mai au fost depistate mai multe cutii cu produse alimentare sustrase din depozitul centrului de plasament temporar pentru refugiați, care nu au ajuns la destinația reală, însă au ajuns la unii angajații depozitului, rudele acestora și terți persoane, inclusiv angajații ai Direcției Generale de Asistență Medicală și Socială a Consiliului Municipal Chișinău. Ieri noi am prezentat și unele imagini, le vedeți și aici, în prezentarea în fața dumneavoastră. Deci, după cum observați, există atât produse alimentare, cât și echipament electrocasnic mic și mare, care a fost depistat la diverse locații. Investigațiile continuă. Trebuie aici să menționez că în anul 2022 centrul a beneficiat de resurse financiare de 100 de milioane de lei. Deci este o sarcină impunătoare în fața colegilor pentru a depista care din aceste bunuri au ajuns la destinații, care însă și care nu au fost utilizate conform destinației inițial stabilite. Există 10.000 de cereri care au fost semnate de către refugiați, respectiv aceste cereri urmează să fie examinate până la autenticitatea lor și dacă ele se confirmă sau nu se confirmă faptul că, într-adevăr, aceste persoane au beneficiat de bunurile oferite de centrul de plasament. Acestea au fost informațiile care am vrut să vă le oferim. Suntem gata să discutăm dacă aveți careva întrebări. Da, vreau să vă întreb, ați spus că la 24 de persoane au fost efectuate percheziții. Dacă au fost efectuate percheziții și la domiciliul lui Boris Gâlca, și ce au găsit acolo procurorii? Deci, perchezițiile s-au efectuat în 24 de locații. Noi confirmăm că a fost reținut pentru 72 de ore șeful direcției. Sunt mai multe produse care nemijlocit au fost depistate la domiciliul dumnealui. Un aspirator de model Bosch, două cuptoare cu microunde, două calorifere, 4 saci de dormit, 8 cutii cu veselă și mai multe seturi de produse alimentare de diferită origine. Care sunt acțiunile procurorilor față de Brisbane că în următoarele zile o să fie examinat? Este decizia care stă acum la procurori pe masă, deci e foarte important să stabilim toate circumstanțele acestei cauze penale, inclusiv prin prisma calificării juridice, deci articolele din codul penal la care am făcut referire. Deci odată ce aceste circumstanțe sunt stabilite, va fi luată o decizie. Deci la dispoziție sunt 72 de ore din momentul reținerii persoanei, respectiv, sunt sigur că colegii noștri procurori vor reveni cu actualizări la această temă. Diana, am pus poate de... Ați putea, vă rog, să ne spuneți de către cine a fost sesizat CNA și când, de fapt, au început investigațiile în procesul său? Investigațiile sunt din 1 februarie. Au parvenit informații operative, acestea ulterior au fost confirmate. S-a stabilit bănuiala rezonabilă că bunurile nu sunt folosite conform destinației și ulterior a fost pornit cauza penală. Câte persoane sunt vizate în total, pe lângă cele care deja au fost? Deci noi vorbim despre un număr de 11 persoane. Respectiv, două dintre acestea sunt cu funcție de conducere, restul sunt cu funcție de execuție. Dar vreau să menționez aici un lucru foarte important. La momentul actual, noi am stabilit acest cerc de persoane. Urmează de analizat probatoriu care a fost ridicat în urma perchezițiilor de ieri pentru a stabili dacă mai sunt și alte persoane implicate. Dar la administratorul centrului de plasament ce a fost găsit? La fel bunuri? Da, de aceeași natură. Deci, atât bunuri de
cu destinație alimentară, cât și cu destinație nealimentară. Și trebuie aici să mai menționăm că asta a fost doar rezultatul perchezițiilor de ieri. Deci un element foarte important ține de inventarierea care urmează să o facem și să stabilim exact care bunuri și cum au circulat. Dat fiind faptul că centrul deservește un număr destul de mare de persoane refugiate, va necesita o analiză minuțioasă ulterioară, respectiv pentru a stabili dacă aceste bunuri au ajuns conform destinației. Spuneți de aceste cereri semnate de refugiați în sine. Mulți au plecat deja din țară. Cum o să-i găsiți ca să confirmați aceste informații că trebuie au ajuns aceste bunuri? Cum o să-i găsați? Deci un exercițiu de urmărire penală mai complex. Vom analiza prezența lor nemijlocită. Dacă numele lor figurează în aceste cereri, vom utiliza și expertiza grafoscopică pentru a stabili dacă aceste semnături de fapt au fost falsificate de alte persoane. Deci este un exercițiu înainte pentru a stabili toate aceste fapte la care vă referiți dumneavoastră. Deci, la moment, ei sunt cercetați fără a fi stabilit vreo măsură asupra lor. Deci, iarăși, este foarte important să stabilim tot cercul de persoane, dar și faptele în care au fost implicate respectivele persoane. Ei sunt funcționari? Da, sunt funcționari, dar sunt și persoane private. Terți persoane care sunt legate prin relații de rudenie cu respectivii angajați sau probabil o legătură de altă natură socială. Este vizat cumva și proprietarul clădirii? Nu, deci noi la moment analizăm doar nemijlocit bunurile care au fost oferite de către organizațiile donatoare și bunurile care au fost achiziționate din fondurile bugetului de stat, bugetului municipal, respectiv la această se rezumă la moment investigație. Tot ce ai găzați sunt din Chișinău sau și Sunt și alte localități. Sunt și localități în afara municipiului Chișinău. De fapt, perchizițiile s-au petrecut în mai multe regiuni ale țării. Mai sunt întrebări? La nord? La nord, la părinții, la nord. În calitate de reprezentant al organului de urmărire penală, deci vreau să punctez câteva aspecte la care v-ați referit dumneavoastră, și anume cu zonele, persoanele care sunt vizate. Deci noi am furnizat și vom furniza informații în măsura în care să nu atentăm asupra bunei desfășurări a urmăririi penale, să le respectăm drepturile și libertățile persoanelor care sunt vizate sau care au calitatea de subiect pe cauza penală respectivă, dar în același timp să asigurăm respectarea principiului de prezumție a nevinovăției. Deci nu putem să oferim careva informații mai exacte la care dumneavoastră vă referiți. Vă mulțumesc. Da, numele meu este Dumitru Cuciaș, sunt șef adjunct al organului de urmărire penală al CNA. Mulțumim și noi. Ce riscă? E o calificare pe care urmează să o facă procurorii și, repet, încă urmează să colectăm probatoriu pentru ca să facem calificările de rigoare. Înțelegem că până mâine trebuie să... sau e posibil până seara să fie... Termenul limită este 72 de ore. Expiră mâine, din câte știu. Mâine expiră, de asta nu scurbam, adică până seara. Termenul maxim este până mâine. Ok, mulțumesc.